Acum pentru funcția tangentă. La fel, tangenta ca să fie bijectivă e definită pe minus pi pe 2 cu, pi pe 2 cu valori în R. Și atunci arc tangentă de A da, este X dacă tangenta de X egal cu A. Și atunci definim arc tangenta ca fiind definită pe R cu valori în minus pi pe 2 pi pe 2. Tangentă de pi pe 4 e 1, arc de 1 e pi pe 4. Pe urmă, pentru valori negative, tangentă de minus pi pe 4 e minus 1, deci arctangenta de minus 1 e minus pi pe 4. La fel la pi pe 3, care e radical din 3, și arc de radical din 3 este pi pe 3. La fel și la pi pe 6. Deci asta este cu tangenta. După care avem cotangentă. Cotangenta e definită pe 0 pi deschis, da? Pentru că nu e definită în 0 și pi, pentru că cotangenta e cos pe sin, iar sinus de 0 e 0, sinus de pi e 0, deci nu avem voie 0, da? Jos. La fel și la tangentă. Dacă avem tangenta este sin de x pe cos de x, cos de pi pe 2 și minus pi pe 2 sunt 0, nu avem voie uh, numitorul 0 și atunci intervalul, de definiție este minus pi pe 2 pi pe 2. Bun, să ne întoarcem la cotangentă. cotangentă e definită pe 0 pi cu valori în R, iar arc cotangent, arc cât, gât cu 2, cât de cât, e definită pe R cu valori în 0 pi. Și la fel, cotangentă de pi pe 2 e 0, nu? Pentru că e cos de 0 pe sin de 0 și atunci arc cotangentă de 0 pi pe 2. La fel la pi pe 4, cotangentă de pi pe 4 e 1 și atunci arc cotangentă de 1 e pi pe 4. Cotangentă de pi pe 3 e 1 pe radical din 3 și atunci arc cotangentă de 1 pe radical din 3 este pi pe 3.